Restricțiile de circulație de pe teritoriul Ungariei au dus la formarea unor cozi de 10 de kilometri la Vama Nădlac. Aglomerația este însă la toate punctele de frontieră, iar șoferii se plâng că așteaptă încă de ieri să-și continue drumul. Autoritățile au cerut ajutorul Ungariei pentru fluidizarea traficului. Coada de camioane de la Vama Nădlac se întindea astăzi pe mai bine de 30 de kilometri. Restricțiile de circulație impuse în țara vecină în perioada 13-15 martie au dus însă la aglomerarea traficului la toate trecerile de frontieră. De când stați la coadă? La seară de la 8. Și sperați să ieșiți azi? Nu cred. De astăzi noapte de la ora 10 sunt în coadă. Cât e coada? Undeva la 23-25 kilometri. De 9 ore am mișcat kilometri jumate. Mai sunt 20-21 de kilometri în spatele meu. Șoferii se plâng că nu au primit nicio explicație, ba chiar se așteaptă ca și această noapte să-i prindă tot la coada la Vama. Autoritățile estimează că timpul de așteptare este de 400 de minute la Vama Vârșand, în vreme ce la Nădlac 2 se așteaptă 300 de minute. Au fost contactate autoritățile de frontieră din Ungaria pentru dispunerea unor măsuri comune pentru fluidizarea traficului, care să vizeze suplimentarea personalului de către partea ungară, precum și deschiderea unor artere suplimentare pentru verificarea automarfarelor. Șoferilor li se recomandă să consulte aplicația de trafic de pe pagina de internet a Poliției de Frontieră și să se îndrepte către punctele cu timpii de așteptare cei mai mici.